Astăzi, prefectul județului Mehedinți a convocat în ședința ordinară pe membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Pe ordinea de zi a stat managementul situațiilor de urgență pe anul 2021 și informarea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență în ceea ce privește concepția post-seism. În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență desfășurată astăzi, reprezentantul conducerii Isud Robeta a prezentat un material detaliat al concepției post-seism ediția a doua. Au fost folosite o serie de calcule specifice, iar drept rezultat este această concepție națională ediția 2. În continuare o să prezint aspectele de noutate și modificările aduse acestei concepții față de prima concepție. Din hărțile seismice realizate de către aceste studii, reiese că noi suntem cumva la limita acestor produceri, manifestării acestor zone, să zic așa. Și de aici atragem o concluzie că, în principiu, noi suntem cel mai puțin afectați și, prin urmare, trebuie să mergem în sprijin la alte județe, după cum reiese și din această concepție națională de răspuns. Există și două ipoteze în care județul nostru este afectat. Este vorba de cea mai defavorabilă zonă, situație în care, cu epicentru din Vrancea și un seism cu impact major în epicentru din zona Danubius, cu magnitudinea între de 6 și la o adâncime de circa 15 km adâncime. Prefectul județului Mehedinți a rezumat numeroasele intervenții ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2021, pe parcursul căruia s-a acționat pentru monitorizarea factorilor de risc, prevenirea și intervenția în vederea protejării și salvării vieții populației, a bunurilor materiale și a mediului înconjurător în contextul pandemiei de COVID-19. La nivelul județului au fost înregistrate 10.820 de persoane izolate, deci infectate cu virusul SARS-CoV-2, 7.521 de persoane carantinate, contacți ai persoanelor confirmate, și 656 persoane decedate ca urmare a infectării cu virusul SARS-CoV-2. În anul 2021, o provocare deosebită a fost gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile de vegetație uscată. Au fost înregistrate un număr de 1.124 de incendii de vegetație uscată la nivelul întregului județ. 7 alunecări de teren la nivelul a 7 unități administrativ-teritoriale, și anume Șișești, Hinova, Ilovăț, Dubova, Florești, Cireșu și Orșova. 7 focare de pestă porcină africană, pentru care s-au convocat 7 ședințe extraordinare ale Comitetului Local de Combatere a Bolilor, respectiv Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, cu scopul aprobării planurilor de măsuri privind prevenirea și combaterea răspândirii virusului PPA la nivelul întregului județ. Pe parcursul anului 2021 au fost emise 10 ordine ale prefectului, respectiv 132 de hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, convocat de 134 de ori în cadrul ședințelor și de 3 ori în videoconferințe, totul pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor apărute la nivelul județului.